și ușa asta din spate, care erau două uși, și am făcut o gaură în perete. Și am scos niște chestii de aici, dar n-am reușit să scot. Hei, prieteni, cu voi iarăși Motan Show și astăzi o să fie un episod de susținere. Cu toții știm ce s-a întâmplat cu Ilias Vlogs. Casa lui Ilias Vlogs a luat foc. Și s-a întâmplat un accident. Chiar este înfricoșător doar să ne imaginăm acest lucru. Îmi amintesc că acum câteva luni în urmă, Ilias Vlogs doar a început să construiască. Când spune-te Milia, tata spară diferit. Dacă... Iar acum s-a întâmplat acest caz, acest accident. Să rămâi fără casă este un lucru foarte teribil. Să depui muncă și după să rămâi cu nimica. Vreau să-l susțin pe Ilias Vlogs și să-i spun că comunitatea românească este cu el. Bro, nu fi supărat în legătură cu acest lucru, că totul o să fie ok. Eu știu cât de bucuros erai când te-ai mutat în acea casă. Ok, guys, e timpul să vă arăt interiorul casei mele. Încă nu m-am mutat cu traie definitiv, dar foarte curând o să mă mut definitiv. Să mă iau de ecou pentru că trebuie să adaug mobil aici în casă, dar vreau să vă arăt ce am în muncă. Dar oricum, nu te supăra, noi suntem lângă tine și cu toții te vom ajuta. Principalul lucru că ești tu sănătos și o să-ți construiești o casă mai tare și mai bună. Canalul Motan Show cu toți motanașii de pe el te susținem, bro! Prieteni, distribuiți acest video sau video lui Ilias Vlogs pentru că să-l ajutăm. Toate linkurile vor fi în descriere. Și prieteni, fiți foarte atenți că acest lucru poate să se întâmple cu oricine. Mai scurt, părinții vor să spună ceva. Eu, nu știu, n-am curaj să spun lucrul ăsta, așa că puteți spuneți. Da. În primul rând, toți vreau să urez un Crăciun fericit și știți cum de Crăciun de obicei oamenii așteaptă o minune. Dimineața foarte mult ne-am bucurat că am petrecut, am avut un dejun frumos cu Ilie, dar din păcate s-a întâmplat ceea ce s-a întâmplat și puteți singuri vedea că Ilie, când s-a întors acasă, a găsit casa într-o stare groaznică, pur și simplu s-a întâmplat o nenorocire, o nefericire foarte mare. Și mă adresez celor care nu sunt indiferenți. Sunt sigur că doriți să-l ajutați și, pur și simplu, vreau să vă spun că orice donație, cât de mică n-ar fi sau cât de mare n-ar fi, ea, într-adevăr, va acorda un ajutor foarte mare. Și vreau să vă rog să-l ajutați.